Salutare, suntem pe 2 octombrie și acum o să vorbesc despre Târgul Apicol care a avut loc în București. Am zis că, cum am făcut și anul trecut, o să fac film, o să încerc să fac în fiecare an film și cine știe, poate dacă vreodată o să fiu un apicultor care să facă și multă miere, o să mă și duc pe acolo. Vreau să zic că am văzut multe lucruri îmbunătățite față de anul trecut. Nu mereu trebuie să criticăm. Știu că la modă e să critici, să spui, aolele, norociri, astea se vând, nenorocire, ce-o fi, ce-o păți, dar... Trebuie să învățăm să mai și lăudăm oameni, când fac un lucru mai bine. Și voi spune ce aspecte am văzut pozitive și îmbunătățite față de data trecută și la ce se poate lucra. La ce se poate lucra, o să vin și cu un sfat, că noi suntem oameni care de obicei se pricep la orice, da? Cu privire la lucrurile pozitive față de data trecută. Un la mână, foarte curat, și nu mă refer la sector, că am văzut că tura trecută când am făcut recenzia Târgului Apicol din București, mi-a zis, domne, că ai avea ceva cu primărița din sectorul 1, că îi place jegul. Nu, domne, n-aveam nicio treabă cu jegul. Ce e în exterior, în exterior. Că atunci a fost jeg, în fine. În interior a fost problemă, că nu erau coșuri de gunoi. Acum vreau să zic că când am fost, eu am fost duminică, trei dimineață și prânz, a fost foarte, foarte curat din punct de vedere al curățenii, mult superior față de anul trecut. Inclusiv în sediu sau camera lor, au un sediu acolo unde poți. Camere de conferință, în fine. Inclusiv în interior era foarte curat și e de apreciat lucrul ăsta. Eu când văd curățenie, apreciez. Ce am mai văzut aspecte pozitive? Populație decent. Nu a fost ceva OZN-ul, dar decent. Ca idee, e o problemă cu media de vârstă a celor care vin. Mă refer la cei care nu sunt apicultori, cei care vin să cumpere. În general, media de vârstă e 40-45 plus. Nu prea se atrage tineretul și în special copiii. Deci a fost mult mai curat, mi-a plăcut. Al doilea lucru care mi-a plăcut că cei... De la institut au scos un produs nou de tratament bio pe benzi. O să încerc și eu la anul. Sunt tare curios cu timol. În fine. Sunt mare fan al folosirii benzilor și dacă ar putea aș dori, dacă e rentabil, nu știu. Mi-aș dori, de exemplu, eu să fac un tratament de tratare cu amitraz pe benzi. Na, deci chiar ar fi super, nu prea îmi place mie cu fumigația. În fine, o să mai dau și anul ăsta, dar îmi plac tare tratamentele pe benzi. Dacă ar putea să facă și de preferat să nu fie pe mopuri sau pe bucăți de pânză, ci să fie, nu știu, cum au cei de la... Cei care fac, de exemplu, cum e golvaroa, da? Să fie pe celuloză, adică să-l consume stup. Ar fi super, super mișto, dar abia aștept în primul rând să tratez asta, să folosesc noul tratament la anul. Probabil voi pune între, după culesul de salcâm, între salcâm și floarea soarelui. E o perioadă atunci care aș putea să pun tratamentul liniștit. Deci partea cu curățenia frumos, organizarea destul de bună. Am cumpărat și
eu produc miere, da, deci dacă ești ai albine, nu prea te duci tu la tărți să cumperi miere. N-am gustat miere, ce e drept, am văzut că sunt unele păreri negative pe net cu privire la miere, dar am gustat hidromel de la un apicultor, Ghina, cred că. Am cumpărat hidromel, mi-a plăcut. Nu mă așteptam să aibă gustul ăsta, n-am gustat până acum. Dar bun, am zis că poate anii următori o să încerc și eu să o rețetă, două, să mă chinuie talent. Aici bate foarte tare vântul, nu știu dacă mă aude careva. E cod roșu. Din păcate, din cauza asta și albinuțele sunt vai de curul lor, cred că acum se duce total jumătate de ramă, eu știu, pe câmpii. Aspectele pozitive au fost acestea, mult mai bine pe partea de organizare și curățenie. Și acum aspectele la care se poate lucra. Nu vreau să zic aspecte negative, pentru că nu știu din ce motiv, dar am văzut în ultima perioadă mulți care, nu știu, arată cu degetul și în special critică, dar ei nu vin cu nicio soluție sau nimic de îmbunătățit pozitiv. Nu vin cu nicio soluție și ușor de implementat, ca așa soluții cu bani mulți, oricine poate. Eu mă refer la soluții implementabile. La ce se poate lucra? Un la mână, mie personal nu mi-a plăcut asfaltul. Am eu o problemă. Când am intrat în târgul apicol, asfaltul respectiv e crăpat de nivel peste de nivel, foarte, foarte nasol. Ar trebui să-și facă și, nu știu, parcarea unde se organizează târgul mai plăcut. Da, o să zic ulterior și cum s-ar putea face acest. Doi la mână, nu mi-a plăcut faptul că nu atrage niciun fel tinerii cu copii mici. Mă refer copii mici, nu știu, sub 10 ani. Tinerii, nu știu, până în 35-40 de ani. Să vină cu copii, n-am văzut niciun copil cât a fost pe acolo. V-am spus, în general, populația erau ceva oameni, da, dar populația era cam peste 40 de ani. Trei la mână, pe partea de promovare trebuie să mai lucrez, dar asta înțeleg. Promovarea, în general, costă bani. Da. Acum, voi veni și eu, că eu sunt o persoană mai idiotă, așa. Da, persoană cu idei multe. Voi veni și eu cu câteva idei. Au ce cad nuci. Am stupit sub nuc eu. Aici ai ținere. Ca și idei. Pentru asfalt și a atrage copiii, în general, avem următoarele opțiuni. 1. Cea mai ușoară, știe toată lumea, asfaltare. Dar asfaltare costă bani, în fine, nu știu cum, ce bani au dânsii. E vorba de investiții financiare. Dar, dacă avem asfaltul respectiv plin de șanțuri și gropi, și cum e, că așa e. De ani de zile, am văzut și filmul mai vechi, se pare că așa e de ani de zile. Haideți să încercăm să-l facem mai frumos. De exemplu, pentru promovare și rezolvarea pe partea cu asfaltul, ar putea cei de la institut să delege o persoană sau nu știu, să angajeze o persoană care să discute cu grădinițele și școlile 1-4 din zona lor, din sector, să organizeze un concurs cu premii, nu știu, prin care să vină grupe de copii, clase, să facă desene cu cretă pe asfalt, de exemplu, da? Care să aibă legătură cu apicultura, cu albinuțe, cu miere, cu ce vor ei. Nu știu, Yogi Berry, eu știu, ceva cu miere. Cursul și mierea. Într-adevăr, dacă plouă, e un risc, da? Dar ar fi foarte frumos și ai mai înghiți altfel partea cu asfaltul la crăpat. Te-ai uita, ar fi frumos. Și în plus, și copiii când s-ar ajunge acasă, uite, mami, am fost acolo, uite ce frumos a fost, hai să mergem și noi.
Da. Deci e o modalitate simplă. Ai putea să faci niște premii. De obicei la grădiniță nu se dau cine știe ce premii când se fac concursuri de astea. Dai niște premii simbolice. Nu știu, miere, ceva pentru copii. Ar fi interesant și pentru ei și nu cred că e așa. E incredibil de greu de organizat. Doi la mână. Ar trebui pe partea de copii să se axeze foarte mult pe asta, pentru că nu sunt copii acolo la... Nu vin copii, părinți copii, da? Deci nu sunt copii prezenți. Și până la urmă toată industria asta de apiculturii în principal se axează pe produsul final, da? Pe miere. Dacă n-ar exista mierea, nu ar exista apicultura, decât, nu știu, în, probabil ar exista, să spunem, 5% din ce acum 10%, dacă nu ar aduce albina un câștig, ca și număr de familii. Și eu, de exemplu, dacă nu credeam că pot să am un câștig material din apicultură, da? Nu mai investeam bani, rămâneam și eu cu 3 stâlpi și aia era, nu e... Când mie plac albinele, nu era o problemă să rămân cu 3 stâlpi, ce? Pentru copii ar trebui să vă documentați, să vă dau un sfat, așa, ar fi frumos să vedeți în ce interval orar, nu știu, de 2 ore, aveți cel mai puțin flux de populație. Și foarte frumos ar fi dacă ați face un teatru pentru copii într-una de zi, din zile sau de ce nu în două. Teatru pentru copii, pentru cine nu știe, durează în general 30 de minute, o oră. Și într-o parte se pune o scenă, nu e ceva ozene, da? Un teatru pentru copii. Altfel, astfel, de exemplu, dacă s-ar face prima parte, cea cu desenatul pe jos, chiar dacă pare o prostie, vă zic eu, că atrag copii. Și l-ar spune și despre teatru, ei apoi și-ar bate la cap părinții, am și eu copil mic. Tati, tati, vrem la teatru. Și-ar veni. E important să ai flux de oameni, că ori o mai vezi. Dacă văd oamenii binevoință, văd un produs, văd... Ca idee, noi bucureștenii suntem mai comozi așa, nu știu cum e în altă parte. Dar eu, dacă am miere la supermarket, în general nu prea știe diferența oamenilor din București, nu știu diferența între mierea de la supermarket și mierea cărovinstă. Da? Deci, un producător, nu un apicultor, mă refer. Nu cunosc diferența, nu fac diferența. Probabil și cumpără miere mai scumpă, sperând că e mai bună. Ceva de gen, maxim. Dar dacă o gustă și văd că tu ai un produs sau ce se vinde e mult mai bun, acum nu știu, m-am spus, n-am gustat, dar hipromelul cu siguranță a fost ok. Un produs mult mai bun, el o să revină. Nu e neapărat problema de preț. Nu prețul e... Totuși e un oraș cu nivel de trai destul de mare. Da. Nu neapărat e un lucru bun, pentru că eu stau în București și, ca să o faceți o idee, cum trăiți în București cu, nu știu, să spunem, 3500 de ron, trăiești la țară, dacă mai puși tu ceva prin curte, cu 1500, hai 2000. Adică plătești lucrurile astea, că stai în București. Și ar fi o modalitate bună prin care să adun mai mulți copii și, de ce nu, părinți care au puterea să cumpere în sectorul 1, mamă, ce cad nucile astea. Sectorul 1 și în orice sectoare, de altfel, sunt și oameni care își permit să dea, nu știu, 30, 40, 50 de lei pe un borcan de miere. Eu nu sunt fan prețuri, dar prin punctul meu de vedere, nu știu dacă o să fie plăcut pentru toată lumea, dar un borcan de miere eu nu l-aș vinde mai mult de 30-35 de lei. Nu l-aș vinde, indiferent de ce sortiment. Nu prea îmi plac astea cu prețuri multiple. Bine, nici eu nu fac miere foarte rară, nu.
În fine, eu aș vinde ca și produs vienea între 25 și 35 de ron. Între 25 și 35 de ron, astfel încât să își permită toată lumea să achiziționeze un borcan de miere. Nu cred că mierea trebuie să fie un produs exclusivist. Eu nu cred lucrul ăsta, acum n-am. Fiecare să facă ce consideră, cum consideră, în fine. Ce să mai mă gândesc acum, ce asta cu promovarea, v-am zis, dar e mai complicat, e nevoie de bani, în fine, nu e chiar așa, nu e chiar așa ușor. Să mai mă gândesc dacă am mai uitat ceva, uite, de asta e bine să... Ar fi fost bine să-mi notez și pe foaie câteva idei așa despre care să discut, dar nu fac lucrul ăsta. Așa că câteodată mai uit lucrul. Un lucru foarte important. Da. Pentru cei de la institut. Am mers la institut în interior, mă refer. Da, curat, frumos, totul bine și frumos. Dar avea un stup mic de observații, era închis. Mai avea un... Cred că era cuib de vieste, ceva. În rest, puteam să mă uit doar la medalii, ce-am mai câștigat ei, ce-am mai descoperit. Nu zic că e rău, dar pe mine unul m-a lăsat rece, adică mult mai frumos era dacă făcea o cameră, cum era cea din față de conferință, nu știu, se organizeze ca un mini muzeu. Să arate, uite, domne, așa erau, asta era o coșniță, așa arată un stup, ceva de expunere, să vezi și tu ca un, până la urmă, e institutul apicol. Cred că dacă mă duc acolo și mă uit în institutul lor, sigur au niște lucruri interesante și frumoase, dar că nu le arat. Sunt acolo, în magazie, ascunse, pitite. Și ar fi frumos, până la urmă, na, te expui și tu ce faci bun. Mai ales că eu, în general, am încredere în produsele române și abia aștept să încerc cel puțin produsul ăsta bio. Nu știu cât costă, nu l-am luat. Aveau doar un flyer, am zis că o să-l iau prin februarie, martie, poate și mai târziu. Pentru că sunt în București și na, să îi ține într-un mediu mai bun, mai controlat. Și asta, să zic, vai de, mamă, ce mă enervez când zboară albine acum pe vânturile astea. Vai de curul lor. Aoleu. Nu mai nimerești, mă? Nu mai nimerești. Da. Și cam atât a fost. Poate o să deschid un... Să ridic un capac mai după masă. Acum bate vântul, cred că e albina. Am zis că nu mai fac un film vreo 3 săptămâni, că aveam treabă, dar am revenit, să zic așa, pentru o zi la țară, am puțină treabă. Și dacă tot am treabă, zic, păi nu fac eu un film, facem și un film. Da, mult mai bine cu Târgu Apicul. Întotdeauna este loc de mai bine, dar față de ce a fost anul trecut, și în plus am apreciat foarte tare că au pus ca și data târgului după începerea școlii, adică chiar a fost super bine programat ca și interval. Eu am vrut să-mi iau niște tratamente, dar n-am găsit, căutam super strict. Vreau să pun acum pe 15 octombrie. Mai am niște benzi pe parte, pe bază de amitraz, dar alea aș fi vrut să le folosesc în primăvară. Acum vreau să folosesc super strip ca să mai mișorez din ponta măcii. Și na. Hai, acum am vedea. Eu sunt acum ca să vă arăt mai exact fundul golului. Eu v-am mai zis, eu n-am ce să fac cu buiet foarte mult acum în decembrie. Am stupit.
destul de ok. Poate să mai și deschidem, nu mai zboară nici, uite, uite-vă, voi sunteți cumiți. Aia mai bine câte ceva. Și cam atâta, pa!